Dan, să știi că și eu am făcut la fel, am fost Tu ce ai forțat să o făcut, cer. Cătă? Am fost forțat să o cer. Să vă povestesc, la noi a fost ca la noi. Serios, am fost forțat să o cer. Tragi din gură că nu e adevărat. Ia uite-i cum se ceartă și acum. Ia zi, mă, Ada, zi tu. Dacă asta e ceartă, zi. Popa-i Marina. Bine, bine. Deci, el mi-a luat inelul și a vrut să mă ceară pe scenă la un concert frumos, nu știu ce. Da. Și eu m-am prins că mi-a luat inelul. Și evident că i-am stricat surpriza. Eram în drum spre... Dar erau șansele să fie ceva emoționant. Da. A fost? Și funny. Ia. Mă rog, a fost emoționant, a fost funny. Și în drum spre bunicii mei, am deschis doar pe două mașini, am văzut cutiuța și am zis, nu mă interesează ce faci, oprește pe marginea drumului și cere-mă. Și s-a dat jos din mașină, am dat jos din mașină, a oprit mașina pe marginea unui șanț. În câmp, între două sate, frumos. Da. Și s-a pus în genunchi și în timp ce întreba, nu știu ce a întrebat, că n-am auzit că au trecut două tractoare pe lângă noi. Deci ea nu e sigură dacă am cerut-o sau nu. Inelul mi-a luat cu japca oricum din torpedo. Și asta a fost cererea, în câmp cu două tractoare lângă noi, rustic, pe marginea unui șan. Am putea spune rustic, da. Și taicăsul care suna, dar ce faceți? Nu mai ajungeți? Unde sunteți? Haideți odată, ce faceți? Da. Deci asta a făcut, Vlad. La voi, Ada, cum a fost? A durat mult? Nu, niciun an. Ai văzut? Tractoarele alea ce au spus cuvântul, adică... Da. Forță. Forță, corect. Deja Ada era în 7 luni când am făcut noi nunta. Cum? Ada era însărcinată în 7 luni când am făcut nunta. Am înțeles. Ce tare. Da. Păi vezi, ați avut și... Ați avut și... Omblat la butoare el după. Exact. Ați avut cumva și presiunea asta, știi, să se nască... Păi nu, când m-a cerut, nu eram însărcinată. Și cu ăsta mic a fost chiar o întâmplare. Nu, amândoi ne doream un copil, le-am zis că nu e momentul și așa mai departe. Pentru că ne eram și cu casa în construcții și cu multe chestii pe cap. Da, și s-a întâmplat și ne-am bucurat foarte tare că l-am primit pe Alex de la Doamne Doamne, pentru că în interiorul nostru ne-l doream foarte tare, amândoi. Normal. Primul tractor a venit cu inelul, al doilea cu copilul, era cu copilul, da. Și a mai venit un remorcă. Corect.